Situația este gravă în Mehedinți. De la ultima raportare, numărul cazurilor a explodat la nivelul județului. Două persoane au decedat infectate cu COVID-19 și alți 71 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv în ultimele 24 de ore. Record al infecțiilor cu coronavirus în Mehedinți. 71 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, iar două persoane au decedat. Este cea mai mare creștere de la o zi la alta din ultimul timp la nivelul județului. De la începutul pandemiei și până în prezent, 3036 de persoane au fost infectate cu COVID-19, dintre care 120 au decedat. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 1379 persoane se află în carantină la domiciliul sau la locația declarată de aceștia, 164 persoane se află internate, 332 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore au fost confirmați COVID-19 în județul Mehedinți, 71 de cazuri și au fost înregistrate 2 decese. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 2,64. Mehedințenii sunt tot mai afectați de pandemia de coronavirus. Rata de infectare în Mehedinți este de 2,64 la 1000 de locuitori, iar 21 de localități au depășit pragul de 1,5 la 1000 de locuitori. Cele mai afectate localități sunt Braniștea cu 8,79, Burila Mare cu 6,03 și municipiul Drobeta-Turnu-Severin cu rata de 4,55 la 1000 de locuitori. Cifrele sunt îngrijorătoare. Inclusiv, comunele Braniștea și Burila Mare vor intra în carantină din cauza numărului crescut de cazuri.